distinși vlog spectatori. Astăzi vorbim despre bani. Vorbim despre campanii, despre cum fac eu bani ca să mă autosusțin făcând aceste clipuri pe YouTube. M-am gândit că poate vă interesează, atât din perspectiva de pe viitor, poate vă gândiți, bă, dar cum trăiește ăsta, mă? Cum e tot timpul în vacanță ăsta, mă? Sau și din perspectiva de creatori de conținut, că unii dintre voi încearcă și această industrie de content creators, ca să ne mânjim puțin de engleză. Bănuiesc că în vlogul ăsta, pe undeva pe aici, o să obțineți niște informații în direcția asta. Cu alte cuvinte, să începem. Mai întâi de toate, știți că sunt aceste două moduri în care poți face bani cu conținutul pe care îl creezi pe YouTube. Odată prin banii care îți vin de la YouTube, YouTube pune niște reclame și îți dă și ție, nu știu, jumătate din banii ăia. În cazul meu, eu fac, în momentul de față am 1.284.000 de vizualizări în ultima lună. Asta înseamnă că a fost o lună bună, având în vedere că pe vremuri făceam undeva la vreo 400.000, 500.000 de vizualizări. Acum canalul meu are în total, cred că vreo 12 milioane, 13 milioane de vizualizări. Mai mult de crescut, mai mult de muncit, Doamne ajută. La ideea e, cu aceste 1.200.000 de vizualizări, am făcut undeva la vreo 384 de dolari. În total, de când mi-au activat ăștia de la YouTube mie monetizarea, din iunie anul trecut, am făcut vreo, nu știu, 1.600 de dolari, 1.700 de dolari, ceva de genul, bani pe care noi i-am scos și am zis că cu ajutorul acelor bani o să-mi cumpăr fie un Sony A7 III, asta e în teste, fie un Canon EOS R, pe care o să le iau un teste săptămâna viitoare, vedem care treaba. O să mă hotărăsc care dintre aceste două camere va fi camera maricienă de scandal. Momentan filmăm pe un Canon M50. Dar, astea-s detalii. Să ne întoarcem la bani. Deci odată avem această componentă, banii veniți din YouTube, care sunt pentru scopuri nobile. Întotdeauna am avut mi-am făcut această permisiune că banii din YouTube întotdeauna vor fi investiți în scule. Până acum am investit din alte fonduri în scule, dar de acum înainte, Doamne ajută, canalul să crească, să fie mai multe vizualizări și mai mult revenue din reclame, tot în scule, adică un studio frumos, luminițe alea. A doua modalitate prin care vin banii sunt aceste campanii, aceste asocieri cu branduri. Brandurile vin la mine și îmi zic, bă, Mariciule, hai să facem ceva, uite, noi avem chestia asta acum. Vorbim despre încălzirea globală, dau un exemplu. Brandul X luptă împotriva încălzirii globale și vine la mine. Sunt două variante. Varianta în care brandul vine deja cu brief-ul și zice, uite, vreau să scriu un articol care să fie în direcția asta și, sau să faci un clip care să fie în direcția asta, sau, uite, te luăm noi într-o experiență, vii cu noi pe vas, vezi cum se topesc ghețarii și spui cât de important e pentru noi chestia asta. Eu mai întâi de toate o să filtrez, să văd că nu e bullshit și că brandul respectiv chiar este implicat în chestia asta, pentru că nu o să vă vând vouă gogoși. Dacă îmi vând ei gogoși, vă vând și-o mai departe, dar mai întâi de toate eu sunt un filtru înainte de gogoșile brandurilor. Și de asta, încerc pe cât se poate să vă ofer informație adevărată și relevantă. Deci, eu sunt filtru. Bun, am zis asta. Sau mai sunt cazuri în care vin brandurile la mine, companiile, și îmi spun, uite, avem o chestie, dar vrem să faci tu ceva, să vii tu cu o idee cap-coadă. În momentul în care eu, cu Ionesca, ne punem frumos pe canapea, desfacem o sticluță de ceva și facem un brainstorming cinstit, în urma căruia venim cu ideile de clipuri și facem niște clipuri frumoase, așa cum ați văzut de-a lungul timpului pe acest canal deosebit, distins. În ambele cazuri, că brandul vine la mine cu brief-ul, cu povestea deja împachetată și eu trebuie să o mai fac, să-i dau nota mea personală sau îmi zice să vin eu cu ideile, cu tot, eu întotdeauna o să am niște criterii în baza căruia colaborez cu acel brand. Trebuie să fiu ok, să cred și eu la rândul meu în așa ceva. De exemplu, eu nu o să promovez, nu știu, pariuri sportive, case de amanet, chestii din zona asta, fiind mai grei așa, adică niciodată nu o să mă vedeți aici pe canal vorbind eu despre sau despre fumat. Eu sunt nefumător, n-am cum să vorbesc despre fumat. Dar dacă vine un brand la mine de țigări și zice, fă un clip care va apărea la noi pe canalul nostru în care tu nu apari și nu vorbești despre, da, ok, nu o să am o problemă, dar încă nu mi-am făcut o casă de producție, ca să înțelegeți ce vreau să zic. Dar eu, Marian Ionescu, nu o să promovez fumatul pentru că nu fumez.
Deci sunt aceste filtre, acest filtru foarte important pentru mine, să chiar să cred, să folosesc produsul ăla. Probabil că ați văzut că de multe ori eu recomand tot felul de chestii pe Instagram sau în vloguri, apar niște produse despre care vorbesc. În majoritatea cazurilor eu vorbesc pe gratis despre ele, pentru că eu le folosesc, adică în curând o să fac un clip despre acest monitor pe care l-am în spate și pe care l-am cumpărat cu banii mei și o să vă povestesc care e treaba cu el. Dar Samsung, că e Samsung, nu mi-a dat niciun ban să vorbesc despre el. Dar eu o să vorbesc pentru că mă gândesc că poate să fie util. Mai doi, să-mi scrieți în comentarii dacă vi se pare util că vorbesc de monitorul ăsta exagerat de 49 de inci. Adică, în majoritatea cazurilor se întâmplă să vorbesc pe gratis pentru că eu chiar folosesc și cred. De exemplu, o să recomand Circus Pub, că-mi plac burgerii de acolo. Sau burgeria Știrbei. N-am primit niciodată bani de la ei. Cel mult de la Circus Pub, când mai mă vede George, zice, hai să te cinstesc un burger sau ceva de genul. Dar asta nu înseamnă că îți plătiți sau ceva. Deci, eu cred în chestiile pe care le promovez. Și atunci când sunt într-o zonă neutră în care nu mi-am făcut o părere despre brandul ăla, o să fie o campanie strict informativă în care vă zic, bă, vedeți că există chestia asta. N-am testat-o încă, dar există chestia asta. Adică există și modalitatea asta de colaborare. Apropo de aspectul ăsta al multor recomandări pe care le fac și care nu sunt plătite versus campanii în care brandul X pe care eu îl folosesc și da, vine la mine și zice hai să vorbim despre asta și primesc niște bani ca să vorbesc despre ceva pe care oricum îl foloseam. A zis că am fost în campanii Havana. Știți că iubesc Cuba Libre. O potriveală mai maximă de atât nu se pute. Deci, referitor la acest aspect, că uneori poate fi gri zona, având în vedere că eu niciodată n-am semnalizat, n-am zis, bă, fiți atenți, asta e reclamă, pentru că odată când semnalizez că e reclamă, oamenii e posibil să fie reticenți și să zică, nu mai mă uit la clipul ăsta. Eu vreau să introduc pe acest ecosistem marician, pe blog, pe Instagram, unde postez și inclusiv pe blog, vreau să introduc această semnalizare a campaniilor. Pe vlog nu o să pun în titlu acel pe, pentru că sunt convins că se vor duce direct cu toate vizualizările. În schimb, pe blog o să pun de fiecare dată pe. Postările de Instagram vor fi și ele semnalizate prin pe-ul acela la publicitate, Instastory-urile la fel. În vlog o să anunț la finalul clipului că a fost o campanie, că acest clip a fost făcut în colaborare cu. Dar vreau să încep să vă semnalizez atunci când am o relație pe bază de bani, adică sunt plătiți să vorbesc despre ceva, când este o campanie plătită, pentru că vreau să distingeți foarte clar momentele în care vă recomand ceva oricum, gratis, că îmi place, sau momentele în care vă recomand ceva pentru că am și primit bani, dar eu oricum recomand când îmi place ceva. Asta am lămurit-o, da? Deci, de acum înainte pe canalul ăsta, un anunț, scurt anunț, pe acest canal voi anunța de fiecare dată când am campanii plătite, la fel și pe blog, la fel și pe Instagram și pe unde mai postez eu chestii în urma campaniilor. Mi se pare corect față de voi, mi se pare să fiți conștienți, bă, uite, asta a fost o reclamă și cred că așa veți reuși și voi să distingeți mai bine momentele, multele momente în care vă recomand chestii și nu sunt plătite. Ca să nu ziceți, bă, dar mai lasă-ne în pace, că a fost o perioadă mai aglomerată, dar nu au fost atât de multe campanii, prin noiembrie sau ceva de genul, și era, nu știu, era ceva non-branded, era ceva branded și era un mix de 1 la 1 sau 2 la 1, gen neplătit, plătit, și pentru că în celelalte vloguri neplătite recomandăm, spuneam una alta despre anumite branduri și anumite companii, oamenii ziceau, bă, dar câte reclame? Ei bine, de acum o să am grijă să pun acest pe și acest disclaimer ca să fie echilibrată treaba și voi să știți. Dar ceva să știți totuși, pe lângă acest pe, e că eu așa am decis să-mi câștig tarife. Creând conținut, punându-l pe internet și, na, nu știu, fiind fericit și transmitind fericirea mea mai departe și încercând să inspir oamenii să se bucure mai mult de viață și să iasă din casă și să fie fericiți, pe scurt. Nu, de asta am și un mesaj axat foarte mult pe pozitiv. Pe blog mai învăr și ofer stările din când în când, dar în general mai mult pe pozitiv, cu toate că și eu am momentele mele în care mă enervează lucruri și vine să stau în camera asta de gâși, să încep să spun și să gesticulez, dar mă calmez și când îți dau seama că vreau să fiu mai pozitiv oricum și în viață, dar și mesajul pe care îl transmit vreau să fie pozitiv. Și vreau să înțelegeți că ceea ce fac eu aici cu vlogul ăsta, mie necesită foarte mult timp. De asta a fost și motivul în care mi-am dat demisie. Și am zis, bă, eu
timp de 3 ani și ceva am făcut în paralel job și vlog. Veniturile veneau clar din job, mai veneau și ceva din vlog. Dar am zis, băi, e timpul să mă focusez maxim pe acest vlog și toată energia mea să fie aici. Și în momentul în care am luat decizia asta, chiar asta s-a întâmplat și pe rog, ca să zupă vlog, că clipurile, calitatea a crescut și așa mai departe, plus nebuniile, ne permitem acum să plecăm în mijlocul săptămânii, să plecăm la mare sau la munte sau, ați văzut, suntem independenți și chestia asta este foarte tare. Ce vreau să înțelegeți e că poate părea distractiv așa, gen, ăsta freacă menta toată ziua și câștigă bani, mulți bani, probabil vă imaginați. E multă muncă în spate. Nu e ușor să cari tot timpul camera după tine și cum am fost în Lisabona, mi-a plăcut că Panduțu a observat chestia asta. Când am fost în Lisabona, am stat în Lisabona câte zile? 5 zile? Da. Am stat 5 zile și am făcut 4 vloguri de acolo. Au fost 3 la mine pe canal și unul la Georgiana pe canal. Nu e ușor în fiecare zi să te gândești, mamă, despre cum vorbim aici, ce filmăm aici, okay? E multă muncă. Nu încerc să mă pun pe un piedestal să ziceți, ai bă, mai lasă-mă, ok, ce viață ai. Încerc doar să vă creionesc cât de cât, să vă dați seama că e multă muncă în spate și că ăsta a fost principalul motiv pentru care am vrut să-mi dau demisia să mă pun mai de chestia asta. Pentru că chiar îți mănâncă foarte mult timp și ce planuri am cu vlogul ăsta o să mănânce și mai mult timp. Și singura modalitate de supraviețuire din nebunia asta este să am campanii. Pentru că, și acum v-am spus, din YouTube nu se fac cine știe ce bani. Nu mai dați link-uri cu Social Blade-ul ăla mincinos, că nu fac 5.000 de euro pe lună sau cât scrie acolo din YouTube. V-am spus 300, 300 și un pic, Doamne ajută. Cu toate că vorbeam cu ZF despre chestia asta, că el a simțit o creștere, pe rolul că și canalele de YouTube au un soi de ranking și dacă ești considerat quality, țintă ad-uri mai quality și implicit alea sunt mai bine monetizate. Cam asta este povestea. Cam așa monetizez eu, așa îmi câștig eu existența cu ajutorul acestor clipuri. Așteptați-vă pe canalul ăsta, se întâmplă o groază de lucruri frumoase, în anul ce va urma. O groază de proiecte frumoase care, da, vor fi și branded, vor apărea și companii în ecuația asta, pentru că de fiecare dată când vine o companie către noi cu o idee sau cu o propunere de colaborare, eu văd în colaborarea cu brandul respectiv o oportunitate de a face ceva mai mișto decât făceam în mod normal. Cum a fost colaborarea de anul trecut cu Veca, ei au venit către mine, eu de mult voiam să fac un clip așa, să merg în principiu, să fie nebunie, și au venit către mine, s-a potrivit de minune și jumătate din bugetul pe care îl primisem să vorbesc despre, l-am investit în conținut, în călătoria aia, în toate cele. Adică noi încercăm ca banii care vin să-i reinvestim în experiențele pe care le facem și le relatăm aici pe vlog, în sculele cu care ne ajută să captăm, să capturăm imaginile. Și ați văzut că încercăm să vă recompensăm și pe voi cu niște premii, încercăm să dăm înapoi și comunității. Deci cam asta este ideea cu campaniile, cam asta este ideea cu monetizarea. Nu sunt milionar încă din YouTube, mai avem de muncă, doar noi să facem și noi 100.000 de vizualizări de abonați în curând aici pe canal. Preconizez că undeva pe la final, la început de martie, Doamne ajută. Vedem, poate facem ceva atunci ca să sărbătorim. Dacă v-a plăcut vlogul ăsta, dați și voi un like. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă și voi. Și în descriere aveți link către cele două articole pe care le-am scris astăzi pe blog. Unul dintre ele este branded, dar este, eu zic că are o informație destul importantă pentru cei care sunt festivalieri, care merg la festivaluri, la concerte. Este o asigurare de biletul, o asigurare a biletului, da? O să vedeți acolo. Link în descriere. Bine. Doamne, cât am vorbit. De săptămâna viitoare o să începem să avem activitate pe vlogul ăsta, adică gata, ieșim din casă. Mi-a ajuns 2 vloguri de aici, de vorbit de aici de pe scaun, gata. Asta la vista vei. Acesta a fost vlogul de azi. Crăciun fericit. Doamne ajută.